Bătaie pentru postul de rector al Universității din Craiova. Funcția este vânată de 3 persoane, printre care și actualul rector al Unității de Învățământ. Dacă 2 dintre cei 3 candidați vor un climat de muncă nou, rectorul în funcție, aspirant la un nou mandat, își dorește continuarea proiectelor începute în ultimii 4 ani. Unul dintre candidații la funcția de rector este profesorul Romulus Lungu. Acesta a criticat modul în care a evoluat universitatea în ultimii 4 ani și își dorește schimbarea climatului de lucru. Pornesc de la următoarea idee. Aceea de a realiza în universitate un climat de muncă, de colaborare, de prietenie, să eliminăm tensiunile sau să le diminuăm foarte mult, să eliminăm frica, să reinstaurăm o adevărată libertate academică. Un alt aspirant este profesorul Cezar Spânu. Deși a deținut până acum funcția de prorector, acesta susține că sunt multe lucruri pe care le va schimba dacă va fi ales rector al universității. În primul rând, programele legate de cercetare, care la acest moment sunt deficitare. Proiectul meu managerial are la bază o reformă financiară a Universității din Craiova, gândită din perspectiva transparenței decizionale. Scopul ar fi evitarea risipei și asigurarea unor condiții optime de dezvoltare a întregului personal, atât didactic, cât și didactic auxiliar și personal de execuție. Îmi propun să redăm universitatea oamenilor ei, pentru că până la urmă ei știu cel mai bine ce să facă cu ea. Îmi propun o universitate a cercetării performante, a rezultatelor spectaculoase. Dacă cei 2 contracandidați ar avea multe de schimbat, actualul rector Dan Claudiu Dănișor nu vrea decât să continue ce a început de-a lungul celor 4 ani de mandat. Cred că nu am încheiat ceea ce îmi propusesem să fac și că universitatea trebuie să mențină direcția pe care echipa pe care am condus-o eu a imprimat-o în acești 4 ani. Cred că mai am încă ceva de făcut pentru universitate din această poziție. Altfel, n-aș mai fi candidat. Însă e o echipă coerentă pe care am reușit să o construiesc și care cred că trebuie să ducă la capăt ce a început pentru ca universitatea să meargă în direcția unei universități de cercetare avansată. Turul întâi al alegerilor pentru funcția de rector al Universității din Craiova se va desfășura în data de 23 februarie 2016.